Iubiți frați și surori, omul este o ființă vulnerabilă. I se poate întâmpla orice și mai ales lucruri rele, în orice moment, în orice loc. Poți să te simți bine în această biserică și după ce ești de aici să ai, eu știu, o stare de nesuportat. Poți să ai prieteni foarte buni și dintr-o dată vezi că unii te trădează. Poate chiar în familie iubirea nu ți este împărtășită de partenerul de viață și trăiești această stare de a fi oblic, cum spunea Tudor Arghezi, adică nu ești în nicio direcție, cu o suferință în tine, semn al vulnerabilității tale profunde. Se întâmplă să mergi, știu, într-o plimbare undeva și să te întorci de acolo accidentat. Sau mai grav, cum s-a întâmplat recent cu acea mamă și acel copil care și-a găsit sfârșitul în Grecia, în urma acelui ciclon. Chiar am văzut la televizor o anumită modalitate de raportare la starea de vulnerabilitate și de suferință a tragediei unor oameni. Unii reporteri de acolo sau, știu, vorbeau mai cu detașare, cumva așa, cu o față mai rece, mai sobră, dar alții parcă nu schițau niciun fel de compasiune, niciun fel de sentiment că i-ar durea și pe ei această situație. Da, iubiți frați și surori, vulnerabilitatea, mai ales atunci când se manifestă în viața noastră cu putere, printr-o nenorocire, printr-o tragedie, printr-o încercare, întotdeauna devoalează, manifestă, revelează caracterele celor din jurul nostru și al nostru atunci când suntem martori la tragedia altora. Unii pot fi simpatici, adică să sufere sau să aibă compasiune, să fie empatici cu cel care este în suferință, alții pot fi indiferenți, alții pot fi cinici, alții, eu știu, mai găsesc motivații și de natură spirituală ca să-și justifice detașarea de tragedia prin care trece unul dintre semenii lor. Orice fel de vulnerabilitate care ne-ar vizita pe noi într-o formă acută este un semn al lui Dumnezeu pentru că noi avem nevoie de iubirea celorlalți din jur, dar să și învățăm în același timp din cele ce noi suferim, din cele ce pățim, să manifestăm iubire față de ceilalți. Cine se oprește în fața tragediei sau nenorocirii altuia, înainte de toate este conștient de propria lui fragilitate, vulnerabilitate și de nevoia lui de iubire. Știe că are nevoie de așa ceva. De aceea o manifestă cu prima ocazie care îi se ivește. În parabola pe care am ascultat-o astăzi, am văzut diferite tipologii de raportare la fragilitatea ce caracterizează ființa umană, la caracterul ei vulnerabil, profund. Preotul și levitul dau dovadă de un fel de narcisism spiritual. În numele legii sfinte, în numele tradiției religioase, a datoriilor liturgice, ei se duc mai departe pentru că nu aveau timp să se oprească lângă omul căzut în suferință. Și vine un străin, cum am zice noi astăzi, unul din afara Uniunii Europene, un refugiat, un imigrant, care îl ajută pe acel om căzut în mâinile tâlharilor. Așadar, e vorba de o, să zic așa, o manifestare a simpatiei sau empatiei față de un om în suferință, nu datorită credinței, nu datorită religiei, vedeți? Și se pare că este așa. Credința nu generează compasiune. Tradiția religioasă, la fel, nu dă naștere unor gesturi de empatie față de oamenii care sunt în suferință. Trebuie altceva. Ei, acest altceva este ilustrat în Evanghelia de astăzi, în parabola pe care am ascultat-o. Dacă ești om și ai beneficiat de o educație umană în familie, trebuie să înțelegi lucrul acesta în mod spontan, ori de câte ori cineva este în nevoie, lăsând deoparte orice fel de motivație religioasă, te duci și îl ajuți, fără să-ți mai pui probleme. Dacă ai beneficiat, spun, repet, de această educație în familie. Dar, din păcate, și noi, în ansamblu, așa ca societate, se vede ce se trăiește în mic, în familii și în relațiile dintre noi.
se manifestă mult egoism, mult individualism, cum am zice noi, o atenție focalizată pe noi înșine, în așa manieră încât numai de noi ne îngrijim și nu ne pasă de ceilalți. Este un fel de indiferență socială, un fel de lehamite în relațiile cu ceilalți. Și atunci, sigur, nu-ți vine de acasă, poate nici din școală, poate știu nici din cercul tău de prieteni, și e nevoie poate de această trezire pe care o provoacă Iisus astăzi prin parabola bunului samaritan. O trezire care se manifestă sub forma unor întrebări. Ați văzut, acel învățător al legii vine la Iisus și îi pune o întrebare fundamentală. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Hai să fim serioși, cine se mai întreabă astăzi în felul acesta? Cine își pune întrebarea asta, dar într-un mod așa radical și profund simțit și coerent cu sine? Sunt alte întrebări astăzi. Unde se trăiește mai bine? Unde este mai puțină poluare? Unde sunt oamenii, știu, mai generoși, mai simpatici? Altfel de întrebări. Deci, se caută un fel de bunăstare materială, se caută un fel de, să zic așa, bună dispoziție, distracție, plăcere, dar întrebarea aceasta fundamentală, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică, nu ne opunem sau ne opunem foarte rar. Astăzi Iisus ne aduce aminte că aceasta este întrebarea întrebărilor. Ce trebuie să facem pentru asta? Și sigur, răspunsul l-a dat Iisus la sfârșitul Evangheliei, la sfârșitul parabolei, când i-a spus învățătorului, mergi și fă și tu la fel, cum a făcut acel samaritan, cum am zis, acel refugiat, acel străin de tradițiile Israelului și de religia Israelului. Adică să manifesti milă, adică să-ți pese de cel care este într-o suferință, oricare ar fi ea, și să te preocupe cumva sănătatea lui, integritatea lui. Ne pasă oare de ceilalți? Ne pasă de semeni? Atunci am avea semeni în jurul nostru. Dacă ne pasă de starea lor în care se găsesc ei. Așadar, e prima întrebare care Iisus astăzi o ridică, ne-o încredințează și să vedem ce facem cu ea. Ne-o mai punem sau o amânăm, o lăsăm așa? Sau ne complacem în acel narcisism spiritual, religios, în care se complac preotul și levitul din parabolă? Mergem la biserică, ne facem datoria, ne spunem rugăciunile și când ne întâlnim cu un om care are nevoie concretă de noi, de ajutorul nostru concret, atunci trecem mai departe. Ce trebuie să fac așadar ca să moștenesc viața veșnică? A doua întrebare fundamentală este asta: cine este aproapele meu? Cine este semenul meu? Iisus, bineînțeles, i-a dat o imagine, o parabolă, deci o asemănare, ca să spună că de fapt toți oamenii sunt semenii noștri. Spune că era un samaritean oarecare, se spune în parabola de astăzi. Nici măcar nu are nume, nici nu se știe de unde vine. Adică era din Samaria, de origine de acolo, dar era oarecare. Deci nu avea o identitate ca să poată fi recunoscută. Așadar, toți oamenii sunt semenii noștri și pot deveni semenii noștri în măsura în care avem această, cum să zic, simpatie față de vulnerabilitatea în care se găsește și putem să locuim amândoi în acest spațiu al fragilității comune. Eu cred că oamenii, de fapt, numai acolo se pot întâlni cu adevărat. În aceste spații în care suferă împreună, în care simt vulnerabilitatea lor, că dincolo există destulă invidie, competiție neloială și altele asemenea, care trezesc în noi altfel de atitudini și nu vedem în ceilalți niște semeni, niște frați sau surori ale noastre, ci vedem doar niște competitori sau, eu știu, niște dușmani. Deci această întrebare, iarăși, este foarte importantă. Putem să lărgim noi acest orizont al simpatiei sau compasiunii, încât să-i simțim pe toți oamenii, indiferent de religie, de orientare politică, de sex, ce mai vrem noi, să știu, alte diferențe, să-i simțim ca pe semenii noștri, frații noștri. E o sugestie aici, deci, pentru lărgirea orizontului, chiar în răspunsul pe care l-a dat învățătorul legii. El a zis că trebuie să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, cu toată mintea, cu toată ființa ta, din tot sufletul tău și pe aproapele ca pe tine însuți. Deci cu totul. Acest tot, de fapt, exprimă universalitatea.
dacă vreți, în termenii noștri mai obișnuiți aici, catolicitatea, că înseamnă să iubești pe celălalt potrivit întregului, totului. Așadar, e nevoie de un fel de, așa, hai să spunem, de pasaj, de trecere, de la o mentalitate centrată pe atenția față de noi înșine, într-o manieră individualistă, egoistă, să recunoaștem, și deschiderea acestei atenții spre ceilalți, ca să ne pese și nouă de ceilalți. Lăsăm deoparte, știu, alte aplicații ale acestui concept de aproapele sau idee de aproapele, că nu funcționează în societățile post-comuniste, după cum vedeți acum, sau post-totalitare, sau post-seculare. Se vorbește despre un fel de, hai să-i zicem, un fel de ADN, așa, în ființa umană, care e insensibilă la aceste mesaje ale frățietății și compasiunii. Jacques Maritain, un filozof francez, spunea că omul este rănit de două ori. Odată, pentru că este atins de tentația diavolului, care îi trezește dorințe ce depășesc potențialul său uman. Întotdeauna diavolul îl face pe om să dorească lucruri pe care omul nu le poate, potrivit stării lui, potrivit vârstei lui, potrivit, eu știu, situației în care se află. Și dorește mereu altceva. Și e o sfâșiere în interiorul său. Pe de altă parte, omul este rănit și de iubirea lui Dumnezeu, care se manifestă în continuu. În parabola bunului samaritan de astăzi, tocmai asta am citit, că Iisus este bunul samaritan. El întruchipează această grijă imensă, infinită față de noi oamenii, se apleacă asupra fragilităților noastre și ne vindecă cu prezența sa, cu cuvântul său, cu exemplul său, cu iubirea sa. Deci, această rănire care provine din partea lui Dumnezeu este o altă formă de sfâșire. Bineînțeles, pentru cei care o simt și o trăiesc. Și un om care crede, un om care participă așadar la liturgie, la rugăciunea bisericii, nu trebuie date de o parte celălalt, simte în interiorul său această dublă sfâșiere. De o parte tras de tentațiile diavolului, de dorințele care depășesc potențialul său uman, și de cealaltă parte atras de iubirea lui Dumnezeu necondiționată și veșnică. Bine, cine vine în biserică și participă la liturghie, participă aici la celebrarea cuvântului lui Dumnezeu, ascultă acest cuvânt, trebuie să-și mute cumva așa busola vieții lui, existenței lui, spre această sfâșiere care provine din iubirea lui Dumnezeu. Și ușor, ușor să se atenueze cât mai mult latura celălalt. Printr-o trăire în acest orizont al iubirii lui Dumnezeu, omul este rănit într-o manieră mântuitoare pentru sine și pentru cei din jurul său. Da, așadar să căutăm această întrebare esențială. Cine este aproapele? Să ne o punem câteodată și să o formulăm. Cine este aproapele meu? După prima întrebare, care am zis că e întrebarea întrebărilor, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și mai este o întrebare pe care vă încredințez, acum să nu deveniți foarte, știu, întrebători, dar să meditați asupra ei. Să vă mai întrebați din când în când, să ne întrebăm toți, cine îmi vrea binele cu adevărat? Ai simțit vreodată binele acela complet, necondiționat, pentru totdeauna? Cine te iubește, deci într-o manieră necondiționată și pentru totdeauna? Ai simțit de undeva să te întrebi asta? Și trebuie să te întrebi, fiindcă această întrebare iarăși generează în noi atitudinea aceea de compasiune sau de milă. Am văzut chiar aici în ce constă această milă sau compasiune. Nu e teoretică. Omul acela l-a luat, l-a dus la Han, a turnat ulei peste rănile lui, l-a asistat, a lăsat și niște bani, s-a îngrijit de el. E ca un fel de nou decalog, dacă vreți, al comportamentului creștin, ce trebuie să faci după. Sunt o serie întreagă de verbe, nu mai spun. Luați și citiți parabola, este extraordinar. E bine, deci trebuie să te întrebi, cine îmi dorește binele? Cine îmi vrea binele? Cine mă iubește într-o asemenea manieră încât să garantez întotdeauna pe acea iubire și să nu fie teamă? Abia atunci și în tine se vor genera gesturi de compasiune autentică și eficace. Atunci vei simți și tu că trebuie să sari în ajutorul celuilalt, pentru că ai simțit iubirea altuia. Nu poți. De aceea, indiferența despre care spuneam că s-a cuibărit cumva în ADN-ul ființei umane din zilele noastre, are multe cauze.
Vine de la noi, din individualismul comunist, sau din acest, iarăși, cinism, dacă vreți, capitalist, că și asta e, deci nu-ți pasă niciodată de suferințele celuilalt, merge înainte pe direcția ta, fără să-ți pese de ceilalți, și așa mai departe. Individualism, cinism, am zis, din biserică poate să izvorească și această tentație a narcisismului religios, și așa mai departe. Dar trebuie să-ți pui întrebarea și să institui relații în așa fel încât ea să aibă un ecou în tine, adică să simți iubirea cuiva necondiționată și pentru totdeauna. Și atunci vei face această schimbare, să zic așa, a acului de la rănirea care provine de la diavol spre rănirea care provine din iubirea lui Dumnezeu. E o etimologie interesantă a cuvântului iubire în limba latină, amor, se spune în limba latină, amor, amoris, și se spune că acest cuvânt vine de la a mors, adică fără moarte. Asta ar vrea să spună iubire. Și într-adevăr, cine iubește pe altcineva, îi spune într-un anumit fel că nu va muri, că va rămâne în sufletul său, în inima sa, în viața sa. Ei, Dumnezeu a fost definit așa de Sfântul Ioan Evanghelistul. Dumnezeu este iubire, cel fără de moarte, adică e întotdeauna viața din plin, plină. Iată, iubiți frați, ce ar trebui să facem și noi astăzi. Și așa, nu e vremea prea bună pentru plimbare, vă mai retrageți acasă, dar și la masă puteți să discutați și între dumneavoastră, unii cu ceilalți. Care din aceste întrebări contează, sunt importante pentru dumneavoastră? Și să încercați, așa, să vă dați în interiorul dumneavoastră un răspuns. Și în același timp să imitați cumva gestul bunului samaritean astăzi. Cel puțin astăzi. Ați văzut, să ai milă față de cineva care este în suferință. Nu se poate să nu știți pe cineva care suferă dintre prietenii dumneavoastră. Că are o boală fizică, că are o boală spirituală, că are o boală existențială, orice fel de suferință ar fi. Dacă este victima, așadar, unei boli în acest moment, întorcându-vă acasă, dați-i un telefon. Întrebați-l ce mai face, pur și simplu. Imitând cumva gestul bunului samaritan, turnați puțin ulei cu vorbă bună, deci în suferința unuia care nu mai are poate nicio speranță. Și în felul acesta, compasiunea din dumneavoastră, să știți, manifestată față de alții, se va întoarce spre sufletul dumneavoastră ca un fel de mângâiere a nevoii de mai mare iubire. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos.